Pregătirile sunt în toi pentru marea sărbătoare a învierii Domnului la locuința unui cetățean din Sticlăria, transformată de câțiva ani în muzeu, și au anunțat prezența 10 de persoane din Franța sau Italia pentru a sărbători tradițional românește Paștele. Așa se aude când oamenii trec pragul locuinței lui transformată de câțiva ani în muzeu. Mai mult, în urmă cu câteva săptămâni, Constantin Curechiriu a fost declarat de UNESCO tezaur uman viu. Buciumul se va auzi și în zilele de Paște, atunci când zeci de francezi, englezi, italieni și moldoveni vor veni la Sticlăria pentru a învăța tehnica încondeierii ouălelor. Cu ocazia sărbătorilor pascale, noi avem din Franța și din Italia un grup de profesori care vin ca turiști la noi în țară. Au mai fost odată la mine, au rămas foarte încântați cum se condiează oul la noi și vor, și de această dată m-au anunțat că vor să vină să vadă exact iar aceeași problemă, că au rămas cu toți acolo când le-au spus, au rămas încântați cum se fac oul în zona Moldovei. Bărbatul e supărat că în ziua de astăzi nu se mai păstrează tradițiile și că de cele mai multe ori ouăle pentru Paște nu se mai vopsesc, ci se lipește un abțipilt cu diferite modele. Cum că înainte în sat la noi, în țară mai ales, așa, ouăle nu se mai vopsesc acum original. Se pune o bucată de folie și le arată la oameni cum le-au vopsit. De vreo 4 ani la tradiția cu încondeiera ouălelor participă 10 de elevi din localitate. Am venit la muzeu ca să învăț tehnica încondeierii ouălelor. Ai mai fost și altă dată sau ai pentru? Da, am mai fost în fiecare an de florii. Învăț să încondezi niște ouă. Nu este pentru prima dată, este al treilea, chiar și al patrulea an. Ei vin aici la mine întotdeauna de florii și vin la poartă și zice, nea Costică, ce facem, nu ne lești să condeiem ouă? Da, ei vin să așează la masă, ei încep să condeieze ouă și vor veni de acum înainte în fiecare an.